Bine ați venit la cele mai creepy faze din clipurile Life of Luxury. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Astăzi facem un episod de-a dreptul special. Mai exact, băieți și fete, v-am pregătit o compilație cu cele mai creepy faze din clipurile Life of Luxury. Mai exact, sunt 4 nopți și, în opinia mea, sunt cele mai creepy nopți din toată seria de episoade cu Parker și Chester. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă vreți să apară în continuare episoade cu Life of Luxury noi, adică să scoată băieții episoade noi, și până atunci vă las cu cele mai creepy faze din Life of Luxury. Deci, pe bune, fraților, sunt super, super creepy. Doar uitați-vă la chestia asta. Bun, acum, boys, vine partea care ne place la toți cel mai mult, adică partea în care ne uităm la filmările astea. Let's go. Ora 11:52:05. Nici măcar nu era 12. Miri doarme, toată lumea doarme. Tot ok. Tata, dar nu vreau să mă duc. Bun, și aici e în atelier. Și taică-su vorbește cu Timmy și zice că tata, nu vreau să mă duc. Nu vreau să mă duc la culcare. Vreau să mă joc. Nu, de ce? Sunt obosit, asta întotdeauna zice că e obosit. Uite-l pe Timmy. Mamă, deci bă, frate, su, cred că de fapt nu e mort, bro. Nu? Nu știu, e ciudat. Oh, bro, ce-i asta? Îl pune pe Timmy. L-a pus pe Timmy acolo. Bun, și ăsta-i taică-su. Bun, s-a făcut ora 1 dimineața. Momentan nu am înțeles prea multe chestii. Ok. Oh, uite-l pe Timmy. Dar ce face taică-su acolo, bro? Oh, Timmy se mișcă, bro. Bă, Timmy se mișcă singur, man. Se uită la cameră. Man, nu e ok. Nu e ok ce se întâmplă, vă zic. Nu e deloc ok ce se întâmplă. Bă, tată. Bă, ce se întâmplă? Bro, ce face? Bă, ce face? Bă, vreau să rămânem! I-a dat în cap lui taică-su! Păpușa! Fratele Timmy! Oh! I-a dat în cap lui taică-su, boys! Bă, păpușa i-a dat în cap lui taică-su! What? Opa! Păpușa are un plan malefic cumva? Gen fratele ei? Ia uite-l. Ia uite-l, boys. Mama! Bă! Bă, cum se mișcă așa? A venit la ăștia în cameră, bă! A venit la parcă și la acesta în cameră. Deci de data asta, bă, întotdeauna mergeau la mine în cameră sau la aia. Uite, uitați-vă la el cum se uită. Bă, ce o să facă? Boys, mi-e frică. S-a făcut ora 2 dimineața, ok. Ce se aude, bă? Bă... Bă, treziți-vă, oamenii mei. George, că trezește-te, trezește-te. Ce e aia, frate? Hai să vedem. Hai să plecăm de aici, neapărat. Hai să vedem ce e aia. Ce e aia, man? Boys. Aolea, boys, Timmy! Mamă, mamă! Mamă, hello! De ce nu vrea nimeni să se joace cu mine, bro? Ce-i cu păpușa asta? What? Ce naiba? Mamă, bro! Bă! Mamă, l-o la pe Chester, fă ceva! Parker, fă ceva! Frate meu? Chester! Chester? Nu poate să deschide ușa, deschide ușa. Bro! Bro, ce face? Bă, ce face cu Chester, bă? Salvează-l, bă! Ce face Timmy ăsta, bă? Bă! Mamă, ce i-a dat, dă-i! Chester, fugi! Bă, ce-i asta? Mamă, mamă, ce are pe gât? Plecați! Unde a plecat păpușa? Bă! Mamă, s-a dus în cameră la Millie, fugiți! Fugiți! Boys!
Vei să duci acolo? Nu vrei, nu vrei. Fugi, fugi. Hai să mergem acasă. Fugiți, bă. Duceți-vă acasă, pe bune. Fugiți. Mamă, bro. Mamă, mamă. Bă. Bă. Mamă, plecat. Și că au evadat din casă, au mers la mașină și după au mers la ea acasă. Hai să vedem. Și de atunci n-am auzit nimic de la Mili sau de la frate, de la taicăsu. Băi, și aici s-a terminat, boi. Am mers la culcare. Boys, ora 1 dimineața, hai să vedem ce se întâmplă, let's go. Pe hol absolut nimica, totul merge bine. Asta e camera din spate. Asta e camera lui Ched. Nu prea înțeleg asta. Asta e camera lor, ei dorm, n-au niciun stres. Băi, uitați-vă, uitați-vă. Uitați-vă acolo, la geam. Ce se întâmplă la geam? Uitați-vă, boys, la geam. Cineva intră. Cineva intră în casă. Bă. Intră femeia asta în casă. Bro. A intrat în casă, mamă, nu-i bine, nu-i bine ce se întâmplă. Bă. Bă, ce se întâmplă cu ea? Ce-i cu femeia asta, bro? A deschis ușa. Mamă, Ched ăsta în continuare. Ai, ai, ai. Ched, frățiorul. Oh! Uitați-vă acolo în față. Boys, uitați-vă la fata asta, la femeia asta, ce-i cu ea, bro? Bro, cine intră acolo? Bro, ce salea? Ce zâmbindelea? Cine intră în casă? Bă! Bă, cine intră în casă? Ok, asta s-a dus într-o cameră, a intrat în camera lor, a intrat în camera lui Parker și Chester. Nu, bro, ce se întâmplă? Bro! Vine și creatura aia după ea. Vine și creatura aia. Să vedem ce se întâmplă. Oh, bro, o trage. O ia creatura. Oh, a luat-o, a luat-o, a luat-o. Bro. Ce a fost asta? 3:04 dimineața. Mamă, mamă, ce se întâmplă acum? Ce e acolo? Ce e acolo jos? Bro. Și că frățiorul nu mă mai atinge, mai a intrat aia pe sub pătură. A intrat pe sub pătura lor. Frățiorul, nu vreau să stai așa cu tine, așa că te rog, lasă-mă în pace. Nu vreau să mă joc cu picioarele tale. Boys. Ia să se uite. Nu, e cineva acolo. Ceva mă atinge piciorul. Ce e aia? Ce naiba e aia? Cred că e ceva jos aici, eu sunt 100% sigur. Ce asta, frățiorul? Bă, bă, ajută-l pe Chester. Bă. Bro, ce-i... Ce-i creatura aia? Bro! Chester, ai grijă! Băi, ce-i creatura aia? Ajută-mă, bro! Ce-i face creatura aia? Prinde-l, prinde-l! Ia-l, ia-l, ia-l de aici, ia-l de aici! Ia-l, bro, ce-i aia? Frățioră, fugi de aici, fugi neapărat! Hai să fugim, hai să fugim! Ok, a tras... Bro, ce-i aia? Bro, ce-i aia, fugi! Bă, o tras la de dulapul. O tras dulapul de cărți, fugiți de apărat de aici. Dar ce s-a întâmplat cu doamna aia?
Șoferul așteaptă. Fugi, fugi, fugi de aici. Fugi, frățiorul. Frate, ce naiba a fost chestia aia? Crezi că chestia a luat-o pe Olivia? Mamă, bă, ăsta, bă, ăsta are o problemă cu Olivia. Ți-am zis, Olivia nu e reală. Hai să mergem acasă. Da, poate să ne trimite un e-mail. Hai, plecați acasă, rapid. Hai să mergem acasă și să vedem care e treaba. Așteaptă, așteaptă puțin. Boys. Hai să vedem ce s-a întâmplat până la urmă. Am găsit mașina și am mers foarte rapid acasă. Upon arriving, merchandise was received from Olivia. Cum am ajuns, ne-am uitat să vedem dacă am primit un e-mail de la Olivia. Bă, asta are o problemă cu Olivia, nu poate să accepte că nu e reală. Hai să vedem, n-au primit nimica. N-am primit e-mail de la Olivia, nu îmi vine să cred. Wow, wow, foarte, foarte tare. Și aici s-a terminat, voi. Și partea noastră preferată. Hai să vedem ce se întâmplă aici, boys. Cât timp ei dorm. Bun, deci ora 1:40 dimineața ei dorm, da? Asta e hall-ul. Camera lui Debbie. Unde naiba e Debbie? Bine, niciunde Debbie. Camera lui Ronnie. Ronnie e foarte agitat, după cum puteți vedea. Ronnie e agitat rău de tot. Și asta e camera lui Billy. Bun. Jumătate de oră mai târziu. Ăștia normal. Debbie normal. Hai să ne dacă se vede ceva ce dat. Ronnie în continuare e agitat, bro. Ronnie pleacă. Hopa. Hopa, pleacă. E pe hall. Unde se duce? Se duce camera lui Parker și lui Chester. Oh my god, oh my god. Ce face Ronnie aici? Dar ce face Billy? Boys, ce vrea să facă? Mamă, boys, deci nu știu dacă mă ia pe mine gura pe dinainte, dar mi se pare mie sau Billy, gen, o să vi se pară spărgea ce zic, dar e de treabă. Gen, Billy a simțit că Ronnie, gen, asta Ronnie a făcut ceva la Billy și Billy a simțit că acum Ronnie vrea să le facă ceva și ușa și da așa în perete ca să se trezească, gen. Eu cred că Billy e de treabă, știu că sunt absurd, dar hai să vede dacă am dreptate sau nu. Uite, vezi? Billy da așa gen ca să-l atragă pe ăla, să nu le facă ceva rău la Parker și la Chester. Uite, a țipat. Mamă. Se duce Ronnie la el. Hopa, ce are Ronnie acolo? A, cred că are mâncare. Mâncare, fraților. Ce e acum? Ia zi, ce se întâmplă? Bă, dar unde-i Debbie? No! No! Asta-i toată mâncarea pe care o primești. Mamă, i-a zis că știi că știi și tu de ce nu te pot dezlega. Era sora ta. Cum adică era sora ta? Ăsta și-a mâncat sora? Bro. Camera lui Debbie goală în continuare. Mamă. Uite ce ai făcut. Ai dat mâncarea pe jos. Mamă, cred că o să-l prindă pe Roy și o să-l omoare, fii atent. Mamă, boys, se întâmplă chestii ciudate. Bă, dar unde-i Debbie, frate? Nimic în camerele lor. Ia uite, acum cred că Billy atacă. Eram sigur. Atacă, eram sigur. Eram sigur, l-a pus jos pe Ronnie. Uite-l pe Billy, băi. Na, ok, băi, cred că m-am răzgândit, Billy, nu e de treabă. M-am răzgândit de la decizia mea luată destul de rapid. Clar nu e de treabă. Camera lui Debbie, nimica.
Bro? Bro, acolo e un paianjen? Ce naiba se întâmplă? Băi! Băi, voi ați văzut ce tocmai a văzut? N-am mai văzut chestia asta în viața mea. Era un paianjen? Bro? Ok, ora 3 dimineața. Acum bănesc că o să se trezească băieții. Cineva râde, râde Billy. Și ăsta își pune ochelarii. Mamă, băieți, Billy râde. Gen, râde pentru ce a făcut, că i-au omorât pe amândoi. Că și-au omorât frații. Hai să vedem ce chestia aia ciudată. Zice, frate, nu putem să vedem. Uite-l pe Ronnie! Oh! Oh! Nu l-a omorât! Boys! Boys, le-a pe Ronnie! Bă! Ce se întâmplă? Mamă, bă, ajutați-l pe Ronnie, mă! Chiar dacă a fost nesimțit, ajutați-l! Fraților! Mamă, îl mănâncă picioarele, bro! Mamă, bro, i-a mâncat piciorul, voi ați văzut? Ce tocmai a făcut? Frate, trebuie să fugim neapărat. Băi. Mamă, trebuie să fugă. Fugiți de aia de aici. Cine a fost aia? Mamă, i-a mâncat piciorul ca pe spaghete. Bă, fugiți de aici. Cred că asta s-a întâmplat și cu Debbie. Da, eu cred că asta s-a întâmplat și cu Debbie. Fugiți de aici. Hai să regăsim mașina, hai, fugiți. Fugiți, bro, pe bune. Nu mai e loc, fugiți. Mamă, ce e asta? Uite, vede și locul ăla în care a fost îngropat. Hai să vedem, boys. We went home and started research intensive confirm what happened to Debbie. Cică am ajuns acasă și imediat am început să căutăm. Să vedem, poate aflăm ce s-a întâmplat cu Debbie. Ok. We're gonna find other family members in her school phone number. Și că nu am putut să găsim alte rude, însă am găsit telefonul, numărul de telefon de la școala unde mergea. Ok, și ce-au aflat? N-am mai fost la școală de 3 săptămâni. Mamă, am mâncat-o, fraților. Am mâncat-o, Billy. Și aici s-a terminat episodul. Wow, fraților, un nou clip din Life of Luxury, extrem, extrem de creepy, în care, din păcate, Debbie a fost omorâtă. Fraților, acesta a fost episodul.